Vă salut, eu sunt Andrei și astăzi am un BMW controversat, aș putea zice. Da, e și interesant, da, e controversat, pe care vreau să vi-l prezint, dar fiți atenți ce problemă am. Haideți să vă arăt portofelul meu. Uitați-vă. Ce lipsește? Pe lângă faptul că, da, n-am destui bani, dar aia nu mă împiedică din a prezenta mașini, din păcate, nu am permis. Pentru că am rămas fără permis, deci 2 luni de zile din cauza vitezei, ce să facem? Subaru merge tare, poliția își face treaba, nu pot să conduc, dar asta nu mă oprește, ci mă face doar să-mi chem ajutoare. Așa că astăzi, pe lângă faptul că o să vă prezint acest BMW minunat de 128.000 de euro, îl avem și pe Ioan Mihuț, eu zic că e un om vrednic să apară, pentru că el e pilot de raliu, se știe cu condusul, iubește mașinile și împreună putem să prezentăm minunăția asta, nu? Da, va fi o plăcere. Așa că hai să începem! Acest episod și de fapt întreg canalul e susținut de băieții de la OMV. Și acum ați putea zice, bine mă Andrei, dar păi tu prezinți o mașină electrică. Ce legătură are OMV-ul cu o mașină electrică? Faza e în felul următor. Au băieții de la OMV o campanie care eu zic că e foarte tare, pentru că la fiecare 300 de puncte donate din aplicația OMV My Filling Station, vin și ei cu 300 de puncte și împreună plantez un copac. Un fel de, bă, dacă tot alimentăm, hai să și plantăm. E clar că încă nu putem trece toți pe electrice, e clar că avem nevoie de carburanți pentru că sunt baza dezvoltării societății noastre, dar dacă putem, să facem și un bine. Așa că eu unul aleg să donez. BMW X. Te-ai putea întreba, bă, ce-i cu el? Unde-i locul lui pe piață? Păi acum toată lumea vrea SUV, nu? Și mai ales că avem tendința asta spre electric, orice producător auto e cumva nevoit să meargă și în direcția asta, nu? Mihuț, ce zici? BMW electric. Da, e o mașină frumoasă, mie îmi place mașina asta. Ok. Estetic vorbind, e frumoasă, dar din punctul meu de vedere face parte din sfârșitul lumii automobilistice și e ca și cum apocalipsa e pavată cu petale de trandafir și dar știi că o să vină. Adică știi că la un moment dat se termină. Da, adică tu zici, e frumoasă, dar nu-i pentru mine, că eu apreciam mai mult un motor cu combustie internă. Eu sincer mă bucur că vine trendul ăsta pe electrice. Adică uite-te, mașina cumva pare frumoasă, dar după părerea mea e disproporționată. Deci dacă ție ți pare că e frumoasă, eu pot să te contrazic ușor și să zic că adevărul e urâtă. E șmecheră, e modernă, adică cumva zim o mașină nouă care nu arată bine. Toate arată bine, dar farurile astea foarte mici, care sunt cele mai mici faruri de pe un BMW, cică, așa se laudă cei de la BMW, în înălțime, cu grila asta care e super mare, parcă nu dă bine. Mie îmi plac proporții. Plus, hai să-ți arăt o chestie, sigla BMW. Dar ce zici de asta? Acolo se alimentează cu benzină. Nu, aici dacă vrei bagi lichid de parbriz, pentru că mașina asta e făcută nu neapărat să nu poți să-i deschizi capota, dar să nu-i o deschizi. Adică singurul lucru care vrei să-l umbli sub capotă, să bagi lichid și atunci ți-ai făcut chestia asta așa. Corect, păi înăuntru ce ai vedea? Același lucru care vezi și la Dacia Spring. Hai să vă arăt eu ce vezi înăuntru, unde nu e o procedură ușoară. Asta e că nu pot singur. Vrei să mă ajut pe partea dreaptă? Păi... Hai, nu ai nicăieri o manetă de a deschide capota, nici vorbă. Ai cumva doar două fire de care trebuie să le găsești. Hai să vedem. Ăsta e unul. Așa, și unul e pe partea mea aici. Și unul e pe partea ta în dreapta. Aia e. Deci, vezi, e nevoie de doi. Și trebuie să le tragi așa, pe rânduț, pac, pac. După care, poți să deschizi capota la BMW X. Capota care, bineînțeles, că n-are amortizor, n-are nici tijă, deci... Trebuie să o ții tu cu mâna. Uite-o. Și la fel e nevoie de doi, unul să fie suport de capotă. Am înțeles, mulțumesc, atunci apreciez. Nu vedem mare lucru. Și da, într-adevăr, eu pot să înțeleg ideea în care, bă, nu-s curios să umblu sub capotă, nu-s pasionat de mașini, iau mașina asta, când am o problemă mă duc cu ea la service, oricum, și dacă aș fi pasionat, poate nu știu să o repar. Deci pot să accept asta, ce nu pot să accept îi... Voi vedeți ce șubre de par cablurile astea, adică, nu știu, asta probabil e un senzor de temperatură. Foarte, foarte șubred pare cablul ăla. Cumva parcă e calitate de Logan aici sub capotă și acum nu vreau să fiu rău sau să zică lumea, bă, ai ceva cu BMW? N-am, îmi plac unele BMW-uri foarte mult, dar nu simt ca o calitate de 128.000 de euro.
Obosește suportul de capota. Ok, hai, poți să-l închizi atunci. Pe lateral, X-ul ăsta nu-i genial. No, îmi pare rău, nu-mi dați în cap. Poate îi place mai mult lui Mihuț, dar pe mine mă deranjează că e așa de simplu. Adică e aproape ca o cutie de simplu. Eu cred că de când au apărut designul mașinilor ăstora electrice, toate designurile au fost foarte minimaliste și ăsta e trendul în care se merge. Fiindcă trebuia să fie ceva total diferit față de mașinile termice. Da, cumva, bă, să ieși în evidență, vezi că tu ai electrică, plus că poate ajută un pic și la coeficientul aerodinamic, știi? Consumă mai puțin, adică și pneurile, dacă te uiți pe ele, sau anvelopele, sau cauciucurile, cum vreți să le zicem, scrie pe ele electric drive, adică, bă, tu n-ai cauciucuri normale, tu ai cauciucuri de electrică, să aibă o frecare cât mai mică, probabil, și cu aerul și să consume cât mai puțin. Da, mie mi se pare SF lucrul ăsta. Adică nu crezi că e real? Nu, adică nu înțeleg de ce n-ai pune astea și pe mașinile termice. Adică dacă coeficientul de frecare e mai mic. Sunt mai scumpe de produs. Probabil. Și atunci zici, bă, nu merită cât economisesc. Dar aici merită pentru că nu e vorba de cât curent economisești, ci că îți dă în plus 3 km de autonomie. Și atunci contează, știi? Că la combustie internă nu contează. Deci am băgat benzină, motorină, m-am dus mai departe. Jantele astea costă separat, sunt extra opțiune, 2350 de euro. 2350 de euro, asta înseamnă 600 de euro per jantă, dacă faci așa un calcul aproximativ. Deci 600 de euro o jantă de asta pe 21, cauciucurile sunt cu balon pe 50, deși cauciucurile sunt destul de înăltuțe, așa, destul de grăsuțe. Eu aș fi ales poate un balon mai mic. Da, dar eu cred că asta e tot din eficiență și pentru confort, probabil. Am înțeles, cumva ori zis, bă, hai să fie balonul mare, că probabil e suspensia rigidă, suspensie care, fiți atenți, o să intru eu în interior, îl las pe Mihuț în exterior, e pe perne de aer. Dacă tot e SUV și 4x4, să poți să și ridici garda la sol. Merge? Să vedem aici ce îmi zice, să că acum am apare în bord, mie cred că îmi zice că se ridică, s-a ridicat? Spatele. Spatele, probabil acum și fața. Acum se ridică și fața. Acum se ridică și fața. Și acum, altă gardă la sol ai, ești pregătit să mergi și la bunici. Și totuși e un lucru care îmi place mult, mult, mult la BMW-ul ăsta și cred că Mihuț deja știe care îi. Puterea. Da. Are multă putere. Păi are 523 de cai și 765 de Nm. Și 523 de cai îi ceva, ea face suta în 4,6 secunde, poate v-ați fi așteptat să fie mai rapidă decât atât, dar mașina are aproape 2,6 tone, nu știu, 2560 de kg, ceea ce e foarte mult, e o mașină grea. Cum ar fi să participi la raliu cu o mașină de 2,6 tone, cu tot cu tine în ea? Ar fi foarte scurt. Raliu? Da. De ce? Nu știu, cred că power-ul ăsta și greutatea nu te ține pe drum foarte ușor. A, în sensul că ai ieșit de pe drum. Bine, nu-i cazul aici, ai 4x4, cum v-am spus. Pe puntea față are un motor de 272 de căluți și pe puntea spate are un motor de 340 de cai, împreună 523 cu 765 cuplu-newton-metri. Deci e o mașină care merge. De-abia aștept să te văd la partea de test drive, să stau acolo în dreapta și să plâng, că eu nu mai pot să mă uit. Aia am vrut să zic că sigur ți-ai fi dorit să conduci tu. Da. Și colega? Ce părere ai de partea din spate de la iX? Mie mi se pare foarte fain. Mi se pare că seamănă că e un fel de stilizare așa a X5-ului. Mă, sincer și mie mi se pare foarte fain, mai ales că ai stopurile astea negre, știi? Nu știu, da. Mie îmi plac stopurile negre, poate de când eram mic și era la modă să spui folie neagră, neagră pe stopuri sau ceva de genul. Ți-ai fi dorit la Dacia așa ceva? M-aș fi dorit la orice mașină, dar ilegal. Arată bine, nu știu, simplu, minimalist, proporționat, adică nu a venit și a pus ceva mare așa, putea să pună semnul de la BMW atâta, știi, și nu l-au pus, deci la locul lor. Da, dacă avea și evacuări era faină. Păi n-are cum să aibă evacuări, e mașină electrică, în schimb au făcut fain designul, pentru că vezi, chiar dacă nu are evacuări, o scos în afară partea asta, știi, să nu pară așa simplu. Da, dar tu observi că are niște deflectoare de aer care îs tot pe eficiență și aerodinamicitate. Zici că îs? Eu așa zic. No, păi e foarte bine, consum mic, cai mulți. Deschidem portbagajul și fiți atenți, mai are un set de stopuri. Acum astea nu sunt la fel de frumoase ca alte de pe Hyon, de pe portbagaj, cum vrei să-i zici, dar sunt obligatorii. Pentru că așa spun legile europene, spun că dacă ai stopurile pe portbagaj, păi ce faci? Dacă ai portbagajul deschis, că ești pe marginea drumului, să nu mai avertizezi pe oameni că ai avariile puse? Deci, mi se pare perfect normal.
spațiu? Micuț. Micuț? Mie mi se pare micuț. Păi și SUV-ul de mărime medie, să zic așa. Da, nu e mai mare spațiu decât la o Skoda Octavia. Da, păi dacă ai spațiu cât în Q5, cumva la dimensiuni cu mașina aia se bate. Adică nu-ți trebuie mai mult. Plus că ai un buton aici așa și când ai tras de el, bam! Ai rabatat scaunele. Se și ridică? Nu se și ridică. Adică da, se și ridică. Fii atent cum se ridică. Mergi aici, vii, deschizi ușa și zici, ai că am dat 128.000 de euro. Ah! Gata. Ce mișto se ridică. Da, adică e chiar ok. Adică îți chemi suportul de capotă să-ți ridice și scaunul. Da, de-aia am făcut de treaba cum am ridicat, eu nu te-am mai pus pe tine. Aici ar trebui să fie motorul? Nu, deschide un pic. Aici sunt cablurile de încărcare și în mod dubios am găsit noi la proprietar o sticlă de pălincă. Partea deci... bună știți care e, nu? Eu n-am permis. Deci mașina asta permis, funcționează și pe alcool. O să bei oricând. Oi, stai că cred că sunt două sticle de pălincă, nu contează. Dar ce am eu de băgat de vină la chestia asta e că eu apreciez la o mașină electrică. Știi ce apreciez? Uite, asta sigur nu știi. Nu știu. Apreciez să pot să pun cablul ăsta în față. Pentru că fii atent, hai să închid portbagajul, ai grijă să nu te omoare, cum ar fi să mori la un portbagaj de X. Să zicem că mergem în călătorie, mergem la Budapesta. Băgăm bagaje pline, că mă duc eu cu Mihuț, cu Ștefi, cu cine știi, nu? Da. Și pe drum nu mai am baterie. Și tu zici, mă bun, hai să încărcăm. Scoatem toate bagajele, să o băgăm la încărcat? De aia apreciez mașinile electrice la care oricât de mic e locul, sub capotă să poți să bagi un cablu. Că bă, am dat 128.000 de euro, nu mă vezi cu bagajele în stradă, știi? Adică cumva... Smecher, am dat atâția bani și trebuie să scot tot din portbagaj să bag la încărcat mașina. Păi depinde, ce autonomie avea mașina asta? Mă, acum la partea de autonomie e o discuție, că ea are o baterie de 111,5 kW, din care folosibil este 105, aproximativ, și ei zic că faci 650 km. Asta cu ei zic, știi tu cum e, ei zic. În funcție de cât tare 70 la oră, mers constant, fără climă, sunt sigur că îi faci. Pe autostradă, în mersul de România, la 140-150, probabil faci 300-350. În oraș, probabil faci 500. Da, deci până la Budapesta n-ajungem fără să nu ne scoatem bagajele cel puțin o dată, nu? Și asta dacă e frig sau dacă e cald? Asta dacă e temperatură medie acum. Chiar așa teste avansate, fără permis, mi-e greu să fac. Acum o să-mi dați în cap și o să ziceți, bă, Andrei, dar păi tu nu mă bagi de vină. Mai am un lucru de băgat de vină, după care încep cu lauda, pentru că sunt și multe aspecte care îmi plac. Ascultați, colegul meu, Ioan Mihuț, a observat. Cum sună? Sună chip. Sună alogan, sincer, nu vreau să fiu rătăcios, sună alogan. Da, dar partea bună îi... Că dacă ești finuț cu ea, are soft close. Da, adică nu chiar Logan, știi care soft close? O să te invit pe locurile din spate. Pentru că în spate mașina și în față arată foarte bine. O să rămân aici pe lateral. Negru ăsta, nu știu cât de bine se vede momentan. Ai zice că e carbon. E de fapt plastic ramforsat cu carbon. Mașina e făcută cumva pe logica și i3-ului să fie cât mai ușoară. Și practic ai plasticul ăsta pe lateral, l-am fusat cu carbon, care totuși se mențină integritatea, dar să fie și ușoară, arată și bine. Ah, și intrăm aici, altă viață, în care o chinuim pe Ștefi, acum trebuie să ne filmeze pe amândoi. Deci, ai mult loc în spate, sincer, și scaunele din față sunt totuși într-o poziție confortabil, deci mult, mult loc în spate. Pe fiecare parte, două locuri de încărcare, tip USB-C, deci poți să-ți bagi 4 telefoane la încărcat. Oare cam cât scade autonomia dacă îți bagi 4 telefoane la încărcat? Păi calculează cât e bateria aia de la telefon. Poate calculează cineva și ne spune. Eu zic că nu foarte mult. Încălzire în scaune, uite aici. Pac, mergem cu încălzire în scaune pe partea din spate. Adică da, ai dat 128.000, dar ai încălzire în scaune până și în spate. Nu ai, cel puțin nu cred că sunt puse sau cum, nu ai mânerul de care să te ții. Da, ai aici pe laterale să-ți pui o haină și aici, sincer, n-am nicio idee ce poți să pui. Probabil o prindere, o bară, probabil o bară dacă vrei să-ți mărești portbagajul. Tracțiune. Știu, nu, o bară să pui o sită aici, așa, eu pe asta aș merge. Ai ventilație la picioare, ceea ce e foarte fain, ai ventilație lateral, sus. Nu pot să-i zic panoramic, pentru că nu vezi ce e afară. E o sticlă fumurie care la apăsarea unui buton
un pic s-o mai deschis, vezi? Uite, chiar e transparentă. Dar nu e 100% transparentă, un pic, nu. Da, știi? Uite, aha, și o faci așa din semi-transparentă în opacă sau aproape opacă, foarte ceea ce mișto. E tehnologie faină, că nu mai ai materialul ăla, apeși doar un buton și pac, pac. Știi la ce mașină a apărut prima dată tehnologia asta? Pe McLaren ai văzut-o prima dată, așa-i? Da. Și două suporturi de pahare, o cotieră, plus centuri albastre. Asta chiar e fain. Da. Deci chiar centurile cu toată pielea asta care arată foarte interesant, te simți. Aici în sfârșit simți luxul. Dacă la exterior, la plastice, așa, ai zis, na, e ok, aici e fain. Știi care e partea mișto la mașinile electrice? Tot încerci să le găsești părți mișto. Care? Că merge încălzirea în scaune cu motorul oprit. Cred că și la mașinile cu combustie interne merge, cu contactul pus. Dar partea mai mișto decât atâta, îți merge clima cu motorul oprit și îți merge și căldura cu motorul oprit și în primul moment în care ai dat drumul la căldură, ea merge. Că nu vine căldură de la căldura motorului, ci ai cald din prima, ceea ce e un mare plus. Ceea ce de-aia mașini electrice îți viitorul în mare parte. Da, o să mai fie pasionați care vor să conducă o combustie internă, dar pentru viața de zi cu zi, genial. Părerea ta. Hai să ne uităm un pic și pe locurile din față. L-am lăsat pe domnul șef să stea la volan. Fiți atenți, când deschizi ușa, apeși pe butonul ăsta. Deci ai un buton care îți deschide ușa. Bineînțeles, în cazul în care n-ai curent, nu vă panicați, rămâneți blocați în mașină. Mai este și jos un mâner tradițional, dar e șmecher. Adică apeși pe buton, vedem și boxe Harman Kardon. Plus, tot aici, deși Ștefi imediat vrea să fugă pe colegul, ce vedem? Avem cristale, adică reglajele scaunelor e dintr-un cristal, care probabil nu e cristal, probabil e doar sticlă, dar arată bine. Deci chiar arată bine și butoanele de la geamuri electrice și ușa în general arată foarte fain. Acum ne zice Mihuț cum se simte volanul. Volanul are un design futurist, e fain. Îmi place, e un pic cam mare, așa pentru gustul meu, dar probabil e cam ca și mașina, nu? Păi, cum e mașina? Mașina e mare, așa că volanul e mare. Mașina e mare, deci și volanul e mare. Nu știu, eu din dreapta, mie mi se pare așa mare, știi? Cumva un pic mai mare decât m-aș fi așteptat. Nu-i neapărat un lucru rău. Da, partea mișto e că ai vizibilitate la tot panoul de bord. Da, de aici vezi tot, vezi bordul, plus că aici nu te încurcă, ai vizibilitate mare. Deci cumva vezi în stânga, în dreapta, în față, asta e cheia, arată bine. Nu știu, mie îmi place, e o cheie simplă, care are și buton. Deci deschizi port bagajul. Și e programabil, nu? Și programabil. Ce nu e foarte fain e calitatea cheii. O simți? Da, e ok, basic față de cheia de la ce, de la basic, tu zici ca și design? Competition, alea cu touch screen și cu. Da, dar nu mă deranjează designul. E bine că e simplu, dar uite plasticul ăsta. Nu-ți pare că e un plastic așa? Da, ai dreptate. Un pic da? Nepolișat. Bun, pe de o parte plasticul e nepolișat, dar are accentul ăsta de aluminiu care îi dă valoare. Da, da, adică e jumătate premium, jumătate ieftină. Ceea ce nu ar trebui să fie premium complet. În schimb, uiți de cheie atunci când te uiți în interior și din nou, cum vedeam pe ușă la scaune, sticla asta, că nu pot să-i zic încă no, cristal, arată foarte bine. Ai și aici, cumva, unde pui mașina în drive, tot un mic cristal. Un lemn, plus că aici ai cu touch, știi? Deci el se mișcă, vibrează când apeși. Deci tu nu apeși chiar pe el, tu apeși și el vibrează. Modurile de condus sunt un pic dubioase, pentru că dai pe My Modes, adică n-ai direct sport. O mașină de 523 de cai n-are sport. Dai pe My Modes, după care intri aici și zici, a, nu personal, nu efficient, nu expresiv, nu relaxare, a, vreau sport. No, sport. Și o să vedeți la partea de test drive ce interesant e sportul ăsta, nu vă stricăm surpriza. În rest, nu vezi mare lucru, nu? Două guri de ventilație și atât. Ce ai fi vrut să mai fie aici? Păi cup holder-ele sunt la locul lor. Adică le are? Ai încărcare wireless? Mă, partea bună e că poți să-ți ții piciorul așa. Mă, partea bună e că, nu știu, poate mai pui lucruri pe jos, deși nu cred că e recomandat să zboare pe aici. O plasă din aia de rafie de la Ikea. Ai și suport de telefon, uite așa, știi, și stă telefonul fix în fața ta, ceea ce e bine gândit, apreciez asta foarte, foarte mult, nu suport mașinile noi care n-ai loc de unde să spui telefonul, plus că și în ușă, în partea din dreapta, fii atent, la fix gândită să-ți bagi telefonul în ușă și să ai acces rapid la el, stai în dreapta, pac, mă uit la telefon, apeși pe buton, deschizi torpedoul, care chiar nu-i mare, dar
probabil e chiar numai pentru acte. Deci nu e un torpedou în care să acte și o pereche de ochelari. În rest, pe sus, n-ai buzunare, nu ai unde să-ți mai pui lucruri extra. Parasolarul, care e simplu. Cumva nu poți să zici că are multe, multe locuri de depozitare. Bineînțeles, ai în uși și ai în cotieră. În rest, simplitate. Dacă îți mașini care merg pe ideea cap holder aici, aici, buzunar, cum e la Hilux, deschizi aici, ai loc, la Duster, poți să pui pe bord, poți să arunci chestii, buzunare extra, nu. Păi da, dar astea fac parte tot din designul minimalist. Îți dai seama, adică era unul în fabrică, poate ca mine, care a zis, puneți-mă buzunare. Și a venit șeful și a zis, nu, asta e viitorul, e fără buzunare. Viitorul e fără buzunare. Păi nu mai e nevoie de bani, că totul se face online și cu cardul. Da, dar dacă am la mine o cutie de ciocolată. Fii atent, eu sunt mâncăcios, vin cu o cutie de chipsuri, unde o pun? Păi să crezi tu că mănânci în mașină de 128.000 de euro. Aia da, vezi, nu gândesc încă ca un bogat, dar mă înveți tu. Scaunele din nou arată bine, adică nu că bine, arată foarte bine, cusătură, calitate, nu știu. Mie mi inspiră cumva premium scaunele astea, cu tot cu centura pusă așa. Mă poți contrazice? Poți zici că nu e așa? Sunt tare curios. Păi nu, dacă te-ai urcat în BMW și nu ți-ai pus centura prin spate. Am pus doar centura ca să le arăt oamenilor cum arată de fapt, pentru că ne pregătim de test drive și o să vedem și cum merge. O să văd eu cum merge și ți-o să-ți pară rău. Sau îmi dau cu părerea și mai întrece. Știu că momentan nu am apucat să vă vorbesc de sistemul multimedia, care sincer îmi place foarte mult cum arată. Nu e foarte luminos, să zic așa, dar e și o zi foarte însorită momentan și atunci poate de aia, adică cum ar veni iarna e mai bine. Computerul de bord, sau să zic așa, display-ul central, îți arată viteza în stânga, îți arată în dreapta cât la 100 din putere folosești, deci momentan suntem sub 25%, pentru că avem aici pe Ioan Mihuț care merge încet, suntem pe un drum normal, nu am ajuns încă la partea de viteză. Apoi, dacă dai, intri în meniu, îmi place foarte mult cum arată meniul principal. Vedem asta pe noile BMW-uri, hai că mi-o și sărit. Hopa, uite-l, ai și Maps-ul, ai și radio-ul sau muzica ta și informații despre călătorie, plus ușor poți să intri la toate aplicațiile, sau intri pe Maps, să vezi ce mai e pe acolo, mai are și gesturile respective, dai mai tare așa sau dai mai încet. Da, e o chestie binevenită, chiar dacă nu o folosești poate atâta de mult și folosești chestia asta. Dacă ai avea BMW-ul ăsta, ai folosit? Da. Da? Da. Eu nu, eu în continuare aș da din buton, aș veni aici și aș da volum mai încet. Nu, eu, mie mi-aș place să fac așa într-una. Da, da, ok, bun, dar ți-ar place ca să te lauzi sau ți-ar place că nu, chiar momentan folosești? Îmi face plăcere. Am înțeles. Plus, uite-te, intri, îmi place că mașina are camere și are și funcția Drive Recorder. Practic, poți să-ți înregistreze ceea ce vede în camerele 360 care le are pentru parcare. Uite, vezi, recording, fain frumos, ceea ce-i binevenit. Ai camere de bord, față-spate, din fabrică, nu? Cheie digitală, mesaj, o rămadă de aplicații, să zic așa, pe care pe multe majoritatea oamenilor nu le folosesc. Și heads-up display. Head-up display-ul care nu știu dacă se vede, dar e binevenit, adică îți place. Da. Și la Mihuț îi place tot. Am stabilit, e fan BMW. În modul de condus aici, dacă mai dai o dată, se schimbă pe B, care B e braking. Asta înseamnă că frâna regenerativă e mult, mult mai puternică pe modul braking. Ceea ce în oraș merită să o folosești, nu mai folosești plăcuțele, poate în afara orașului zici, bă, când las de pedală să nu-mi pice în cap, și pur și simplu să frâneze mai încetișor și atunci o pui în drive. Avem moduri de condus și pentru că vă spuneam, hai să o punem pe modul sport și să facem prima noastră accelerare. Totuși, 4,6 secunde până la 100, eu zic că e rapidă, la 2,5 tone. Semnalizăm. Semnalizăm, turăm un pic motorul, glumesc. Eu zic că poți să te bagi după tipul ăsta pentru că ai 4,6 secunde. Nu știu dacă auziți, dar are așa un sunet care face și fiți atenți, dacă schimbăm modul de condus și o pun pe efficient, bun, dacă accelerez acum, nu mai se aude. Merge la fel, dar nu se aude. Deci o simți că merge la fel? Mie mi se pare că merge la fel. Adică și dacă nu e mare diferență, adică nu e ca și cum are 523 de cai pe sport și 200 pe efficient, poate totuși e un pic mai calmă. Deci, revenind pe modul sport, diferența cea mai sesizabilă îi la accelerare, auzi un, hai să-l auzim din nou, sper să se audă și pe filmare. N
Na, ăla-i modul sport. Modul sport e un sunet care l-auzi în boxele tale. Eu zic că poți să o lași mai încet, relaxat, să mergem frumos. Antifonarea e bună. Antifonarea e foarte bună. Deci antifonarea e de nota 10. Ai văzut ce liniște e în ea? Da, mai mult puțin sunetul ăla din Jetsons. Numai ai zis că-s prea bătrân că știu de desenele animate. Da, deci n-auzi nimic. N-auzi cauciucurile pe asfalt, n-auzi vântul, nici la viteze mari nu auzi vântul. E bine antifonată, asta e bun, pentru că vrei la o mașină electrică să nu auzi nimic. Adică la una pe combustie internă poate zici, nu, mai auzi motor, mai, eu știu, te simți bine, dar în asta zi de zi nivelul de oboseală scade. Ai drumuri lungi, mergi relaxat. Ai drumuri în oraș, mergi relaxat. Da, îmi place mașina asta. De ce îți place? Te declari da. Mulțumit. Eu nu-s fan BMW, dar îmi place mașina asta. Ah, ok, am înțeles. Sincer, eu la final de fiecare episod dau cumva o notă mașinii. Dar până la nota aia, în stele, așa o cuantific eu, spune-mi cum o simți la condus, că eu nu sunt în locul tău. Ce simți? Direcția? Direcția e foarte sharp. E foarte precisă, gen. Da. Și poți să și setezi cât de mult să vireze, cumva să reglezi caseta de direcție, să zicem. Așa, are trei, are trei moduri prin care face lucrul ăsta. Ok. Da? Confort, eu zic, maxim. Uh-huh. Sportivitate? Sportivitate, neașteptat de la un SUV, dar fiind electrică, da, mă așteptam să fie răspuns instant la pedala de accelerație și să pună power-ul jos exact când trebuie. Deci cumva livrează bine puterea, numai că e grea. Da, simți inerția pe frânare. Dar dacă nu ești un om care vrea să meargă cu ea pe circuit, că nu pentru așa să-ți cumpere mai mașină, dacă vrei să faci cu ea drumuri normale și din când în când să poți să accelerezi, e mai mult decât destul. Da, clar. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că are un mare plus pentru interior, pentru modul cum se conduce, deși nu o conduc, dar cum o simt din dreapta, silențioasă, calmă, antifonată, plăcută. Designul exterior e frumos momentan, probabil nu o să îmbătrânească și să peste 20 de ani o să te uiți la ea ca la un clasic. Da, corect. Nu poți să zici că are nu știu ce personalitate unică, e o mașină electrică, e făcut să fie un SUV electric acolo pe piață. Pentru mine, din păcate sau din fericire, are 3 stele din 5. Câte are pentru tine? Fiindcă e mașină electrică, eu nu i-aș da stele. Dar, ok, dacă e să fiu obiectiv... Acum, nu poți să fii hater cu mașini electrice. Sunt viitorul pentru o mare parte, sunt viitorul. Deci dacă e să fii obiectiv, să o judeci, da, pentru o mașină electrică... Momentan ăsta e trendul și toată lumea consideră că electricele sunt viitorul. Ok, dacă o tratezi ca atare și ești obiectiv, mă, să știi că eu i-aș da 4 din 5. 4 din 5 și n-are 5 da. Din 5, de ce? Fiindcă tot timpul se poate ceva mai bine. Bine, asta înseamnă că la nicio mașină nu o să dai 5 din 5. Păi trebuie să fie o mașină care să mă impresioneze din toate punctele de vedere. Adică îi lipsește personalitatea aia, după părerea mea, de o stea. Și pentru mine, de încă o stea, îi lipsește un design mai bun. Îi lipsește unicitatea și designul mai bun, din părerea mea. Din alt punct de vedere, e perfectă. Da, un pic scumpă. Eu zic că review-urile, adică asta, stelele să le dăm pe interior și pe exterior separat de acolo. Bine, puteți să scrieți și voi în comentarii ce părere aveți, cum ar trebui să dăm de acum stelele la mașini. Eu am fost Andrei, el a fost Mihuț, ăsta a fost BMW iX și bineînțeles că ne vedem la următorul. Salut! Salut!